băgat, nu eu. Tu băgăm în față. Sunt cel mai tânăr de perspectivă. În primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru participare. Turneul a fost organizat de Federația Română de Handbal în parteneriat cu Direcția pentru Sport și Asociația Județeană de Handbal, Constanța. Premiile sperăm noi că sunt pe măsura așteptărilor, de putea și mai bine. Dar în primul rând a fost organizat pentru loturile naționale care participă în perioada 26-28 iunie la Campionatul European de Tineret. Și vă mulțumim că ne-ați sprijinit să le asigurăm o pregătire extraordinară. Premiera este făcută de doamna Nicoleta Ivan, coordonatorul Comisiei de Beach Handball din partea Federației Române de Handball. De... locul 3. O să vă spun clasamentul. La băieți au participat 11 echipe, la masculin, iar la fete 5 echipe. Pe locul 11, CSS 1 Constanța. Bun, bravo! Bravo! Pe locul 10, CS Novodani. Bravo! Pe locul 9, Axiopolis Cernavodă. Bravo! 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 Pe locul 8, HCM Constanța. Bravo! 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 Pe locul 7, Evo București. Bravo! Pe locul 5, CSS Megidia. Bravo! 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 Pe locul 4, Fantasticii Constanța. La fete, pe locul 5, CSS 1 Constanța 2 și pe locul 4, CSS 1 Constanța 1. Bravo! Am să vă rog, când premiem locul 3, o să premiem și la fete și la băieți, să ieșiți în față aici, lângă doamna Nicoleta Ivan. Mari, cum de doamnă? Le puneți de aia și aduc pe toți și le împart între ei. La fete, locul 3, România 2. Bravo! Rămâi aici, rămâi aici. Și la băieți, la fel, pe locul 3, România 2. Bravo! Darius? Dulciurile și răcoritoarele de la Direcția pentru Sport, diplomele, cupele sunt de la Federația Română de Handbal. Pe locul 2, la feminin, CSU Neptun Constanța. Bravo! Iar la masculin, România 1. La feminin, România 1, loc 1. Bravo! Și veteranii! Eu cred că poți să alerge! Eu cred că alergă! Stai că te-ai picior! Aici! Pentru toți cei care astăzi au fost voluntari, de la Nicoleta Ivan Cerasel la Cojocariu, îl rog pe domnul Burac să vină și el aici lângă noi.
arbitrii și antrenorii care sunt aici și au făcut voluntariat, la doamna Elena Frâncu un bac de bere pe care să-l beți cu multă bucurie. Foarte multe succese în continuare și ceea ce este mai important, că acest beach handball să vă ajute să vă împrieteniți și să vă distrați în perioada verii și vă felicit pentru participare. Mulțumim! Mult succes, băieți și fete, la campionatul european!